Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă întâlnire cu emisiunea În Interes Public, vă spune Dan Moșteanu. Începem o săptămână, o nouă săptămână, o săptămână, sper eu să nu fie agitată, ci doar o săptămână așa, plină de sărbătoare, că tot suntem în perioada sărbătorilor așa de final de an. Invitatul meu din această seară este domnul Ion Rușes. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Salut pe telespectatorii postului dumneavoastră, oriunde s-o afla. Consilier al directoratului CEO Oltenia, în același timp vreau să menționez lucrul ăsta pentru că vom aborda subiecte. Fost lider de sindicat, mare lider de sindicat, fost senator, fost președinte de partid, adică aveți cam toate ingredientele pentru subiectul pe care mi-am propus eu să îl abordez în această seară. Domnul senator, doamnelor, domnilor, minerii și energeticienii protestează. Protestează de o perioadă lungă de timp, mai avem puțin, se face un an de zile. Subiectul sau principalul motiv pentru care minerii și energeticienii au ieșit în stradă, mai exact în piața prefecturii, pentru că acolo au început primele proteste, a fost legat de legea 197 din 2021. Bun, până la urmă această lege a fost dată, ea a fost publicată în Monitorul Oficial și ar fi trebuit să înceapă să producă efecte în august, pe 19 august mai exact. Acum, că legea nu produce efectele pe care minerii și energeticienii și le-au dorit, este un lucru evident. Pentru acest lucru ei au hotărât să continue cu protestele. Zilele trecute, mai exact vineri, a fost o întâlnire foarte interesantă între liderii federațiilor, celor patru federații sindicale, între parlamentari, între prefect, a fost prezent și președintele Consiliului Județean, chiar și președintele directoratului CEO Oltenia, unde s-a semnat o minută. O să-i dăm și noi citire acestei minute, puțin mai târziu, facem doar așa o scurtă recapitulare, trecem cât mai repede prin evenimente pentru a avea timp să stăm de vorbă cu domnul Ion Rușeț. S-a semnat o minută. Minută care, din câte se pare, sau din reacțiile pe care le-am văzut, cel puțin pe paginile de socializare și nu numai, la fel, nu este pe placul minerilor și energeticienilor. Nu știu când se va îndrepta această situație, dar ceea ce știu eu este că lucrurile ar fi trebuit să fie pe un făgaș normal, în mod normal până în acest moment, adică să nu mai existe aceste, cum să le spunem, mișcări, nu sunt mișcări, acest zumzet în interiorul companiei, care companie are de lucru în perioada următoare, avem și un preț la certificatele de carbon foarte mare, există și un plan de restructurare și cred că n-ar avea nevoie compania de o perioadă tumultoasă în aceste momente. Domnul Ion Rușeț, domnul senator, cum mi-ați face o radiografie a tuturor evenimentelor care s-au întâmplat, eu știu, anul acesta, 2021, legate strict de subiectul legea 197? Și care este, că pe mine asta mă interesează cel mai mult, care este încrângătura între legea 197 și complexul energetic Oltenia? Pentru că știți de ce vă întreb? La un moment dat s-ar putea ca dumneavoastră, ca și companie, vorbesc la modul general, să plătiți pentru nereușitele politicienilor. Da, e posibil, pentru că eu am mai spus-o astăzi, evenimentele de astăzi, din cursul zilei de astăzi și de la finalul săptămânii trecute, acele greve de avertizment, sigur, făcute cu încălcare a prevederilor legale. Acțiunile acestea au fost declanșate cu încălcarea prevederilor legale. Dar evenimentele de astăzi, avem deja o subunitate sau o carieră din cadrul unei subunități care deja la schimbul 2 nu se lucrează. Nu s-a lucrat schimbul 1, nu se lucrează schimbul 2 și sigur. Gil Sud. Da, și privim îngrijorare, pentru că îngrijorarea noastră este datorită faptului că știm din parcursul istoric al acestei companii că asemenea evenimente pot genera pierderi și situații dificile atât pentru companie cât și pentru salariați. De ce? O spun cu riscul de a fi înjurat, mai bine să spun omului corect și telespectatorului care nu mai știe ceea ce
consider că e bine decât ceea ce ar dori să audă, poate cineva ar dori să audă altceva. O apreciere a mea față de aceste acțiuni, o sana, nu. Vreau să spun asta pentru că aduce pierderi. Complexul energetic Oltenia, orice acțiune care are ca finalitate încetarea lucrului, refuzul lucrătorului de a-și desfășura activitatea, este o acțiune care creează prejudicii complexului energetic Oltenia. Dar de ce spuneți că este ilegală? Eu am făcut și noi astăzi o știre. Pentru că este ilegală, încalcă legea conflictelor de muncă. În condițiile în care noi avem un contract colectiv de muncă în ființă. Mai mult, în ceea ce privește creșterile salariale de la 1 ianuarie 2022. Am avut o comisie mixtă în data de 9 august. Am avizat părțile, directoratul pe de o parte, reprezentanții salariilor pe de altă parte, trimiterea solicitării tuturor organizațiilor sindicale reprezentative de a asigura o creștere pe grilă, deci nu în brut, nu în adaus, pe grilă, cadă, pe grilă, da, de 250 lei pentru fiecare salariat. În aceste condiții am avizat și am stabilit de comun acord că în data de 20 declanșăm negocierile oficiale pentru încheierea actului adițional numărul 7 la contractul colectiv de muncă. Deci, practic, acum sunteți în... Vom face toate demersurile astfel încât să înregistrăm acest act adițional până la data de 1 pentru a fi aplicabil cu data de 1 ianuarie 2022. Adică e un angajament care ni l-am luat. Bun. Și încă în aceste condiții, când având un contract în vigoare, bun, să presupunem că acest contract nu s-ar fi onorat de către administrație anumite clauzele sale. Fie au fi fost încălcate, fie anumite drepturi au fi fost încălcate sau anumite clauze cu privire la obligația administrației nu s-ar fi onorat. Atunci era normal să avem din partea organizațiilor sindicale reprezentative sau oricare sindicat o notă de revendicări, de probleme, o propunere de soluții pentru a elimina aceste dezacorduri între noi și numai după medierea asigurată prin intermediul Inspectoratului Teritorial de Muncă, sigur, cu semnăturile, repet, cu semnăturile de angajament a participanților la grevă, atunci se putea declanșa această grevă de avertizment și grevă generală, dacă vă e cazul. Păi bun, în momentul de față, nu contractul colectiv de muncă este subiectul grevei de avertizment. Da, este o situație atipică. Exact. Pentru că sunt două revendicări. Pe de o parte, se revendică, zicem, domeniul, nu suntem nemulțumiți cu... există această discuție, mai ales în Jilț. Suntem nemulțumiți de ce au propus organizațiile sindicale, deci au cerut organizațiile sindicale. Care eu sunt fel convins că această cerere pe care au semnat-o liderii organizațiilor sindicale, repet, celor 4 organizații sindicale, a fost luată în baza unor dezbateri interne. Eu sunt fel convins de acest lucru, da? Acum vin colegii care, unii sunt sindicaliști, da, unii nu sunt sindicaliști și spun, nu suntem de acord. Noi vrem o sumă mai mare, vrem 500. Bun, asta e o chestiune revendicativă în care complexul energetic Oltenia este partea unui proces de negociere. Corect. În ceea ce privește însă chestiunile de aplicare a prevederii legii 197, care modifică legea pensiilor. Legea 197 este o lege de modificare a legii pensiilor. Da? În ceea ce privește aplicarea acestor prevederi, complexul energetic Oltenia, administrația și-a îndeplinit toate obligațiile. Adică, în sensul că acolo unde s-au solicitat de către colegii noștri documente cu privire la stadiul de cotizare, la vechime, la toate documentele care se cer pentru întocmirea unui dosar de pensie din partea angajatorului, Complexul Energetic Oltenia a eliberat cu celeritate aceste documente. De aceea au fost depuse și un număr mare de dosare. Ați văzut peste 1280 la Casa Județeană de Pensii Gorj. Pentru că noi ne-am îndeplinit obligația de a elibera documentele care sunt necesare. Decizia însă nu este la noi. Pe de o parte. Pe de altă parte, sigur, cel mai
spunem, cel mai important lucru privire la această situație este că oamenii politici au încercat să speculeze pentru interesul politic propriu al lor sau al partidului din care fac parte această situație. Privim din iunie, dacă veți declarațiile de la începutul protestului. Protestul a început pe undeva prin ianuarie-februarie anul 2021, a fost declanșat cu un calendar de genul pe data de 15 februarie vom avea legea în vigoare, va fi aprobată legea cu promisiuni. Și s-a dus, s-a învârtit, s-a reducit. După aceea au apărut amendamente la lege. Au venit așa. Au venit politicieni care și-au asumat-o și au luat-o în spate. Nu, a venit domnul Miruță, a prezentat un amendament, s-a trecut în comisie, acolo a devenit amendamentul USR-PSD. Da? Da. A fost votat cu o largă majoritate de către deputați. Corect. Cu o excepție. Domnul Vâlceanu, care s-a pronunțat împotriva, a ieșit pe pagina domnului de socializare, de pe Facebook, a prezentat de ce, bun, și-a închis subiectul. Un alt coleg de-al dumnealui deputat a ieșit la plen și a spus votează legea, dar legea nu e bună. Nu e bună. Bun, s-a votat. Toată lumea încântată. Și mă refer aici la cei care erau posibili beneficiari legii. Colegii mei de la Turceni în special, pentru că acolo sunt colegi mai în vârstă de 52 de ani, au 57, 58, 59 de ani, pentru că ei n-au mai avut condiții deosebite din anul 2001 și atunci vârsta de pensionare se apropie 60 anticipat, 60 de ani anticipat. De asemenea, colegii din zona minieră. Bun. Bucurie, în 19 august a început depunerea dosarului. Și aici a început nebunia. Nebunia a început de genul următor. Domnul Miruț a spus, dacă se respinge un dosar, eu personal merg și reprezint la casa de pensii, eu... Bun, lumea a zis, domnule, este de-a nostru. Și se bucură domnul Miruț de o anumită apreciere în rândul unor categorii de salariați ai CEO-ului. După aceea a început o altă discuție, extrem de interesantă, în sensul că am avut septembrie, căderea guvernului, declarații de genul. Da. Dacă va fi instalat guvernul Cioloș, legea se aplică de îndată. Asta este o declarație cu subiect și predicat, scurtă, la obiect, de îndată. Când vom avea guvern stabil, da, în o săptămână de zile, vom reglementa acest aspect prin ordonanță de urgență. Corect. Da? Au fost și parlamentari ai actualei coaliții, doi care au prezentat această situație. Într-o săptămână avem mai mult. S-a făcut un grup de lucru condus de un domn parlamentar, de domnul senator Iordache, grup de lucru care a spus propunem guvernului o ordonanță de urgență. N-am înțeles de ce parlamentarii care au dreptul la inițiativă legislativă vin cu propuneri către executiv. N-am înțeles niciodată de ce se întâmplă acest lucru. Propunerile către executiv, sigur, trebuie să le facă ministerele, trebuie să le facă sindicatele și sindicatele să o facă prin reprezentanții lor la nivel național, federații. Pe mine mă bufnește râsul, domnul senator, știți de ce? Așa să vă întreb așa, credeți că parlamentarii de astăzi au idee ce se întâmplă în Parlamentul României? Cum să spun? Au idee, au, fiți sigur că au idee. Și atunci asta cum se numește? Manipulare. Pur și simplu este un interes de a obține voturi. De aceea au fost și pozele în Parlament. Eu am fost foarte criticat, foarte, într-o altă emisiune, la un alt post de radio, am spus în felul următor, că a fost o greșeală din partea liderilor de sindicat și apărători, că s-au dus să facă poze în Parlament, să vină după ce au făcut poze, să spună, am rezolvat problema. A fost o mare greșeală. Sigur. Da, acum eu asta am spus un adevăr. Imediat am fost atacat în mediul online, domne, nu mai vorbesc, de ce am făcut această afirmație. Dar asta e adevărul. Această afirmație este o realitate a momentului. Da? A fost o greșeală. Corect. Cum, după aceea a apărut acel grup de lucru, a intrat și domnul Greblă acolo cu o poză, la fel, nu știu ce a căutat domnul Greblă cu domnul Toni Greblă, care este în Consiliul Legislativ, cu o poză, avem testul ordonanței de urgență și o prezentăm guvernului. Mai aproape, lideri de sindicat care au început în mijloace online. Acesta este proiectul ordonanței de urgență. Am trimis-o la Ministerul Muncii.
informații de genul vehiculate în spațiu public. La începutul lunii decembrie vom avea ordonanța de urgență. Au spus-o liderii de sindicat în discuțiile pe care le-au avut dumnealor. Sigur, n-au spus-o liderii cum să spun, din prima linie, semnatarii, n-a spus-o nici Marciuc, nici Căldărușe, nici Pârvulescu, nici Gelă, nici Cotescu. Au spus-o din linia a doua. Săgețile. Săgețile. Avem, vom avea ordonanță la începutul lunii decembrie. Până pe 8 decembrie avem ordonanță de urgență. Dați seama că oamenii au așteptat. Acum oamenii așteptând, și aici trebuie să... Eu nu vreau să găsesc circunstanțe, vreau să fiu cât mai obiectiv la dumneavoastră de misiune. Corect. Dacă vreți să mă și degăvezi de poziția de consilier. Vreau să spun că oamenii au avut așteptări. Ce să mai creadă? Când li s-a spus să aplică, așteptăm o lună. Bun. Sunt peste 1200 de dosare respinse. Am înțeles că sunt câteva sute de colegi care au contestat să dea această soluție a Casei de Pensii Gorj. Și tot astăzi a apărut o declarație care eu cred corectă și reală, a domnului Mitescu, care spune deja avem termene de judecată în luna ianuarie. Da. Păi, acum, iertați-mă, orice act administrativ, inclusiv această decizie de respingere a solicitării de pensionare pe care a făcut-o un cetățean, este supusă cenzurii instanței. Și aici ar fi, dacă vreți, cel mai bun control pe care l-am avea, în sensul că am elimina dintr-o dată și aceste teze care le-am auzit și astăzi. Legea e bună să se aplice. Domnul senator, eu aici aș vrea să punctez câteva lucruri, mie mi se par foarte importante și aș vrea să le punctăm. Să spun că avem pagina Gorj TV pe care ne puteți trimite mesaje. Avem deja foarte multe mesaje pe care o să vi le citesc și o să încercăm să răspundem la ele. Da. Tot aud vorbindu-se și vorbesc, e adevărat, lideri de sindicat, săgeți, linia 2, linia 3, linia 5, chiar mineri și energeticieni, văd postând pe rețelele de socializare bucăți întregi din Constituție, din legea muncii, din... Credeți-mă, eu nu mă pricep la ele, nu știu cât de bine se pricep oamenii la ele. Eu am următoarea întrebare. Dom'le, minerii și energeticienii nu sunt nici juriști, nici avocați, nici experți în legislația muncii, nici nimic. Nu. Oamenii ăștia știu să-și facă treaba acolo. În mămol, cum sunt? Că muncesc destul de greu. Mă uit că vin fel și fel de oameni, fie că sunt oameni politici, fie că sunt în jurul oamenilor politici, care intoxică. Mie mi se pare un mod, exact cum a spus dumneavoastră, de a manipula. Îi manipulează în fel și chestii. Pentru că de un an de zile, sau hai să zicem din august, de când a fost dată legea, oamenii ăștia ce au știut? Dom'le, s-a dat legea, da, e bună, da. Hai să ieșim la pensie. Că ei asta au știut. Păi asta au știut. A fost și o presiune pe angajații noștri care se ocupă de eliberarea de documente. Și am eliberat documente, știți cum? Sunt convins de lucrul ăsta. Până la urmă, și eu de-aia vreau să vă întreb și noi trebuie să fim sinceri. Vedeți dumneavoastră, oamenii odată prin aceste proteste pe care ei le fac, în speranța că își vor căpăta până la urmă drepturile pentru care au luptat 6 luni de zile, protestul ăla de 2 ore, sunt tot așa duși în eroare pentru că o să răspundă tot ei. Oamenii politici își fac calculele politice. Pentru oamenii politici treaba e simplă. Bă, îi duc în ianuarie, îi duc în decembrie, îi duc în februarie, îi duc în martie. Știți? Da, vedeți dumneavoastră, eu am mai văzut... De adică exemplu... minerii și energeticienii cred că ar trebui să știe clar, bă frate, legea asta nu se poate aplica acum, pentru că 1, 2, 3, 5, 10 puncte. În februarie, dau exemplu, 1 februarie va fi legea. Dom'le, dar 1 februarie să fie aplicată. Pentru că altfel ne trezim, știți că în momentul de față se poate atrage răspunderea personală, adică sunt consecințe destul de mari pe care oamenii poate nu le știu. Ei protestează pentru că asta simt că au fost înșelați de politicieni. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar vreau să mai revin și asupra unor activități, acțiuni manipulatorii. O publicație online din Gorj, da. Acum o săptămână, spunea, acum o săptămână și ceva, 2 săptămâni, avea un articol, sigur, nesemnat de cineva, spunea, majoritatea juriștilor din România
critică decizia casei de abuzul casei de pensii. Da, abuzul casei de pensii, casei de pensii de nu a aplica legea 197. Da, da. Vă dați seama ce, ce chestie, majoritatea juriștilor din România, vă dați seama, care e majoritatea asta? 800 de mii, 500 de mii, 100 de mii, care e majoritatea asta a juriștilor din România? Deci, o opțiune, dacă o citește cineva care nu este jurist, care este muncitor. La prima vedere îi spune, zice, uite, bă, toată România. Ia uite, domne, majoritatea juriștilor din România, păi, juriști, domne, nu sunt ca mine muncitor. Păi au dreptate, înseamnă că eu am dreptate. Pe de altă parte, privim legea 197 și din prisma lucrătorului care este de bună credință. Și-a depus dosar. Exact, despre asta vorbesc. Și-a depus și contestație la ei tribunal. Să știți că ei sunt de bună credință. Au, minerii și energeticii depus și contestație. Sigur? Da. Cei care și-au... Este foarte important să așteptăm decizia instanței. Acum toată lumea zice, dar nu mai avem răbdare, că aplicați legea. Nimeni nu va putea, drepte sau să ceea ce o soluție pe care a dat-o casa de pensii. Și n-a dat-o un simplu funcționar, a dat-o o comisie. Și n-a dat-o de la... dacă s-ar fi fost... o situație, o soluție la Gorj, una la Dolj, una la pentru specie similare, am fi zis, dom'le, este un abuz al casei de pensii Gorj sau Dolj. Nu. Soluțiile au fost unitare pe această interpretare a legii. Acum, eu nu vreau să intru într-o dezbatere cu dumneavoastră pe interpretarea legii, pe nici principiile activității sau neretroactivității legii civile sau pe chestiuni de acest gen. Dar, ce n-am observat eu? În momentul când a apărut această problemă în plan public, au ieșit lideri sindicali și au vorbit. Uh-huh. Dar o acțiune concretă de presiune asupra executivului, și când mă refer la executiv, mă refer la guvern, pe care să o facă federațiile naționale reprezentative la nivelul sectorului de activitate sau confederațiile, n-am observat. Eu cred că dacă pe dialogul social, la nivel național, oricare din cele două confederații, Cartel Alfa sau Blocul Național Sindical, ar fi venit cu această problemă, s-ar fi găsit cel puțin un răspuns pertinent. De ce credeți că nu au venit? Nu știu. Nu știu ce... pentru că la un moment dat, să știți că a fost și un gen de luptă... mai tot glumeam cu o parte din colegi care mai îmi permis să glumesc. Mă, vedeți că vă fură Ionescu conflictul sau, bă, Ionescule, vezi că ți-l fură Popescu conflictul, vezi că acțiunea ta, vezi că va fi furată mâine de cineva. Va fi furată mâine. Cred că a existat și un fel de concurență și se vede și acum. E și o problemă a sindicatelor că sunt dezbinate. De sindicate. Și ați observat, chiar după votarea legii, a apărut o nouă acțiune. Da. Facem grevă, pichetăm sediul CEO-ului. Pentru ce? Pentru a schimba CEO-ul organigrama. Corect. Și ai desfința postul de inspector social. A fost și această acțiune. Sigur, aici s-a forțat lucrurile. Pentru că imediat când a apărut... Dar s-a și stins. Da, s-a stins pentru că monolitul, acela mic din piață, s-a spart. Adică unii au zis, da, suntem de acord, alții stați puțin, că nu e mai problema noastră. Și gata, s-a terminat chestiunea asta. Da, eu cred în continuare că minerii au un crez al lor legat de legea asta 197. Acum, repet, nu știu dacă asta e cea mai bună soluție de a pune în dificultate compania, pentru că nu compania este răspunzătoare, deci, repet, de această lege. Repet, nu văd consecințele. Da. Acestor acțiuni, da? De blocare activității, neprezentare la lucru sau prezentare la apel și neprezentare la locul de muncă. Grevă, da. Unii spun grevă. N-am cum să-i spun grevă decât o acțiune spontană de întrerupere a lucrurilor care poate să genereze prejudicii pentru unitate, prejudicii pe care unitatea este obligată, indiferent cine ar fi director general. Da, corect. E obligată să le recupereze. Daniel Bulan, că va fi Ionescu, Popescu, oricine ar corect. Fi. Ăsta e o riz la care e obligată să întreprindă acțiuni pentru recuperarea prejudiciu. Nu le poate întreprinde decât în instanță. Bun. Eu vă întreb altceva. Acum, dumneavoastră ați fost și în sindicate, ați condus sindicate, ați avut în perioada aia multe acțiuni grele și atunci erau la fel de grele ca și acum. Dom'le, ce fac liderii celor patru federații? Semnează o minută.
făcut așa pe genunchi vineri, din punctul meu de vedere, o mare greșeală întâlnirea de vineri. Dar în fine, trec peste asta. De ce nu se duc în sălile de apel? De ce nu se duc să vadă ce vor oamenii? De ce nu se duc la... Se duc marți la București. Mâine. Sau pui mâine, nu știu când. Dom'le, ei știu cu ce se duc acolo. Ei știu nevoile oamenilor ăstora care stau în sala de apel două ore. Pentru că eu cred că e o problemă și a sindicatelor. Sindicatele sunt foarte dezbinate între ele. Sindicatele, nu atât liderii de, nu membrii de sindicat, liderii de sindicat, exact ce a spus dumneavoastră, își confiscă fiecare unul altuia proiectul și dacă un sindicat pune o virgulă, e bine. Dacă un sindicat pune un și, e foarte bine. E al lui. De aici apar și toate nemulțumirile oamenilor ăstora. Oamenii ăștia sunt debusolați. Ei nu știu în cine să mai creadă. În sindicate, ce să creadă în sindicate? Că ei au văzut cum îi trădează, cum spun ei. În politicieni, din ianuarie, tot fac legea asta. Că nu e virgula pusă, că nu sunt norme, că mai trebuie adăugat. O întreagă nebunie. Vreau să clarific și lucru legat de aspectul legat de prezența domnului Daniel Bulan, președintele directoratului, la această întâlnire. Vă rog. Deci domnul Daniel Bulan, avea ce face. Domnul Daniel Bulan a primit o invitație din partea celor patru federații care sunt partenerii noștri. Am mers la această întâlnire asistat de directorul de resurse umane, domnul Tatomir, da, și a participat la discuții legate de toate aspectele care s-au pus acolo de către responsabilii sindicali. Eu n-am fost acolo ca să vă pot detalia dumneavoastră sau telespectatorilor care au fost pozițiile exprimate de o parte sau de cealaltă parte. Și sigur, am văzut și o minută. Problema este că această minută devine până în cursul acestei dimineți n-a fost explicată la oameni face-to-face. Adică pentru că n-a ieșit nimeni. Te duci în sala de apel și explici. A fost weekendul, liderii au plecat acasă. Corect, fiecare cu treaba lui. Minuta a fost publicată pe mijloacele de comunicare online, Facebook. A ieșit fiecare grupurile. Și a dat cu părerea. Fiecare, și s-a și comentat. Fiecare pe grupurile proprii de WhatsApp au dus minuta, dar în acest weekend liderii au ieșit foarte puțin să discute cu oamenii. Este un prim aspect. Este adevărat că în mediul online această acțiune, această minută a fost aspru criticată. Și eu am observat acest lucru. A fost practic mai aspru decât când am criticat eu referitor la declarația cu poza. Deci, sub acest aspect, cred că aici trebuia să fie un dialog cu membrii, cu salariații de sindicat. Sigur, administrația care a avut statut de invitat la această întâlnire, sigur, semnatarul acestei, nu era, pentru că noi, cu o zi înainte, avizasem favorabil solicitarea sindicatului. Stabilisem data de începere a negocierilor. Nu mai puteam să mergem să discutăm noi, să explicăm lucrătorilor despre o situație legată de aplicarea legii și o acțiune pe care și-au asumat-o în primul rând parlamentarii. Și este mare problemă. Deci este o asumare, să ne înțelegem, pe care și-au luat-o parlamentarii. Eu sunt mai cârcotaș decât dumneavoastră. Au stabilit un grafic. Și-au asumat-o parlamentarii împreună cu liderii celor patru federații. Liderii celor patru federații, în opinia mea, au considerat că dezamorsează o stare tensionată din... Pentru că este imposibil să nu știe. Toți știau că există o stare de tensiune. Domnul senator, mă credeți? Am fost în piața prefecturii, am vorbit cu ei. Mă credeți că n-ar fi o stare tensionată dacă unul dintre politicieni ar veni și ar zice așa: bă, fraților, nu am ce să-i fac legii ăștia. Uitați-vă bine la mine, nu am ce să-i fac. Da? Uite, următorul pas. Pe 15 decembrie fac cutare. Pe 3 ianuarie fac cutare. Pe 7 ianuarie cutare, la 1 februarie o avem. Și să urmeze pașii ăia, domnul senator, mă credeți că oamenii sar în colona după el? Nu. De ce? Pentru că haideți să vă spun ce fac politicienii și o știți și dumneavoastră. Eu vorbesc de politicieni adevărați, nu de cei care manipulează și care își trag... Politicienii să transpun... sală în purtători de cuvânt ai sindicatelor. Deci, declarația domnului Miuță, da, afișarea pe pagina domniei sale de Facebook a faptului că
De luni e grevă generală? De luni e grevă generală. A fost în conferință de presă chestiunea asta. Da, presă, a avut subiectul numărul 3. Da. În sensul că domnul Iuț a spus cu subiect și predicat, ca și cum ar fi fost liderul confederației sindicale care reunește toate cele patru federații. În sensul că de luni încetează lucru peste tot. Că de luni, și atenție, acțiunile, inclusiv acele acțiuni legate de greve de avertisment care erau profund ilegale și care noi trebuia să stăm să negociem, sunt temeinice. N-a folosit cuvântul legal, dar când folosești cuvântul temeinic, este o situație în care un lucrător, și v-am spus că domnul Iuță este considerat că el s-a bătut pentru această lege, care sigur a făcut un amendament, pentru că legea nu este, domnul Iuță, legea este a unor foști parlamentari din Hunedoara, care au prezentat-o în campania electorală din anul 2020, domnule, în ideea de a fi un subiect care să le aducă votul. N-au mai ieșit niciunul din cei doi, corect, nici doamna senator, nici domnul deputat. Dar, bine, dânsul a ajuns până la Ministerul de Finanțe. Bun. Chestiunea care se pune este că a apărut această declarație. Această declarație care, de fapt, a incitat, a prins. Bun, și-o luăm două chestiuni. A apărut declarația domnului Weber după ziua de vineri, în care a spus, noi ne ținem de permisiuni, nu abandonăm minerii, nu știu ce, facem asta și uitați, acesta e programul. La care imediat apare domnul Miuță și spune, nu mai mințiți, de 30 de ani mințiți minerii și energeticienii. Ce să mai crede oamenii când văd această luptă politică și când minerul este folosit, deci este folosit minerul și energeticienul, este folosit ca, cum să spun? Masă de manevră. Nu. Subiect de bătaie. El este practic lovit și de o parte și de cealaltă. Unul îi spune, ai bine așa, altul îi spune, e bine invers. Ce să mai înțeleagă? Avem foarte multe mesaje, aș vrea să vă citesc câteva dintre ele. Până atunci, aș vrea să vă dau și o temă de casă, cum se spune. Dacă în momentul de față ați fi același lider de sindicat pe care îl știu eu de acum câțiva ani... Nu sunt în momentul de față lider de sindicat. Greu! Nu sunt. Deci nu sunt lider de sindicat. Vă citesc câteva mesaje. E complicată situația, domnul senator, să știți. Mie mi se pare o situație complicată, o situație pentru care la un moment dat o să plătească inclusiv ei, minerii și energeticienii. Poate nu-și dau seama în momentul ăsta. Nu neapărat că o să plătească financiar sau chestii de genul ăsta. Prin acțiunile astea pe care le fac, susținute adevărat de unii, de alții, poate era suficient două zile. Domnule, am fost în protest de avertisment joi și vineri. Nu știu, zic și eu. Deci, domnule, s-a înțelegeți? Făcut... Domnul, dar deja se scaladeze așa subiectul. Un calendar în minută. Da, nu știu, corect. Poate mâine liderii de sindicat, dacă se duc la Camera Deputaților și au întâlnire cu domnul ministru Budăi, am înțeles că poate și domnul Virgil Popescu, nu știu, eu nu dau cum a dat-o domnul Bunaica de genul următor. Vine domnul ministru joi, după aceea fac grevă că nu mai vine joi. Adică și omul habar n-avea, nu știa. Vă spun în felul următor, dacă mâine la ora 12 e o întâlnire la Parlament și de acolo se degaje niște lucruri bune. Se degaje o soluție, da, lucrurile ar fi ok. Mă întreb de ce nu s-a așteptat deciziile și soluțiile instanțelor de judecată în ianuarie, februarie? În ianuarie? Da, de ce n-am așteptat și această soluție, etapă. Nu, această soluție a unei alte puteri. Nu a puterii legislative, nu a puterii executive, soluția a puterii judecătorești. Care e arbitru? Deci, până la urmă, ca o soluție așa ar fi și aceasta, adică, domne, hai să așteptăm să vedem ce zice instanța. Pentru că instanța, și după aceea instanța, un calendar instanța în spune de... felul următor. Soluția este corectă a casei județene de pensii și respinge acțiunea reclamantului, care este colegul meu, care este nemulțumit de decizie. Și atunci, pe motivare, vedem, domnule, se pare că așa e. Legea nu poate fi aplicată. Și atunci, hai să vedem, domnule, care sunt pașii următori care îi facem. Trebuie să avem ca finalitate apariția unui cadru legislativ care să facă posibile și ea la pensie la 52 de ani, cu condiții, nu știu, 25-30 lucrați în activitate minieră și energetică, a noastră. Ce trebuie să întreprindem? Unde trebuie să mergem? La ce uși trebuie să batem? Credeți dumneavoastră să fiți ministru?
și ministrul muncii sau orice ministru și spuneți, domne, sunt câteva mii de nemulțumit în Gorj, că uite, nu se aplică legea. Hai să o rezolvăm repede. Păi, și acel ministru are consilieri, are direcții de specialitate care trebuie să îi dea opinie. Așteaptă opiniile și după aia vine cu o soluție, o propunere pentru guvern. Deci, vedeți, lucrurile nu merg așa simple, cum mai bate din palme. Cine a spus și a dat o declarație de îndată să aplică legea dacă e Cioloș premier, a făcut o mare greșeală. Bun, și atunci... A dat un semnal că totul e posibil. Eu sunt mai cărcotaș, nu aș vrea să creadă minerii și energeticienii care se uită la noi că îi fac într-un fel sau altul, dar cât de politizate sunt protestele astea, domnule? Sau nu neapărat ele politizate, repet, oamenii au ieșit de bună credință. Cineva dă scânteia. După declarațiile politice, deci după declarațiile care s-au făcut în ultima perioadă, eu cred că minerii sunt prinși la mijloc între interesele meschine ale unor politicieni. Am înțeles. Citind câteva mesaje, spune cineva ce e bine, prejudiciu de stat nu creează prejudicii oamenilor, minerilor, care li s-a dat o lege care nu se aplică. Tot ilegal nu se aplică. Prejudicii aduce statul oamenilor care mor în minerit. Da, îți de acord cu aceste chestiuni legate de starea de domnul emoții. Domnul Rușeț, chiar nu vă pasă de mineri și energeticieni. Sunteți cu studii juridice. Ce are legea 197 de nu se poate aplica? Vine lumea la dumneavoastră și vă întreabă. Pentru că lumea nu înțelege că soluțiile acestea care au fost date de case de pensii sunt supuse contestației la instanța de judecată. Și instanța decide. Dacă instanța va decide că soluția casei de pensii este una temeinică, legală, ce putem face? Trebuie să găsim alte soluții. Adică eu nu vreau să... mă joc cu destinele oamenilor, dându-le speranțe. Spun în felul următor, nu comentez în niciun fel că e bună sau nu e bună. Eu spun în felul următor, în momentul de față, există o lege de modificare a legii pensii, există soluții ale caselor de pensii care sunt defavorabile colegilor mei care au depus dosare și că există contestații în instanță. Da. Păi, în momentul de față, dumneavoastră, nu puteți spune că e bună sau nu e bună. Spun eu că e bună sau nu e bună, pentru că nimeni nu știe în momentul de față dacă e bună sau nu e bună. Dacă te iei după PSD, nu e bună. Dacă te iei după PSD, nu e bună. Dacă privim din perspectiva aplicării în viitor, sigur e bună pentru cel care în momentul de față este lucrător. Să știți că dumneavoastră aveți dreptate. O instanță de judecătorească spune clar, bă, e bună pentru că sau nu e bună pentru că. Nu, nu e soluția. Soluția e. Soluția dată de casa de pensii este temeinică și legală. Sau este netemeinică, nelegală. Atunci știi ce ai de făcut în continuare. O cenzurează și devine, dă o sentință care, de fapt, îl repune pe colegul nostru care este reclamant într-o situație care îi este favorabilă. Nu mai avem încredere în politicieni. Ne-au mințit toți, ne-am săturat. De ce nu au fost primiți doi dintre protestatarii din piața prefecturii la acele discuții care au avut loc vineri? Comisie manipulată de la București, de Ministerul Muncii. Domnilor, două secunde că domnilor, va fi în februarie dacă se aprobă planul de restructurare al CEO, deci decizia va fi luată după aprobarea planului de restructurare. Aș vrea să punctăm și cu planul de restructurare. Mai spune cineva, toată lumea privește către efect, cauza problemei a fost uitată, nici când, dar stați că mă încurc cu ele, nici când sindicatele nu au reușit să obțină drepturi consistente pentru membrii lor. Lucrurile cu adevărat consistente le-au obținut minerii când au luat o razna. Eliminați cauza conflictului și efectul se va stinge de la sine. Spune și domnul Creete, declarațiile parlamentarilor gorjeni pe speța aplicării legii, indiferent de partidul din care fac parte, cu excepția lui Miruță, care a fost consecvent, au fost schimbate de la săptămână la săptămână, producând iritare și nedumerire. Iar faptul că la întâlnirea de la prefectură, presa, e adevărat, a fost evacuată, era un atu pentru ei dacă presa era prezentă acolo. În primul rând, mediatizau toate lucrurile care se întâmplau acolo. Nici nu știu, poate liderii federațiilor au fost foarte vehemenți. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. N-am fost prezent acolo. Da, nu, zic așa ca și chestie.
producând iritare și nedumerire. Iar faptul că la întâlnirea de la prefectură presa a fost evacuată a fost de natură de a crea suspiciune în rândul salariaților CEO. Iar despre minuta semnată, ce să mai spun? Reacția oamenilor spune tot. Ce poate să facă, domnule moderator? Tot ce ne-au spus acești politicieni care au participat la discuții, să nu mai minciun. Cum poți să parcurgi acești pași când ei ne cred proști și ne mint ca pe copii? În fine, sunt mai multe, mai citim mai încolo. Domnul Manu Tomescu, bună seara! Acțiunile în instanțele de judecată sunt alternative de luptă pentru drepturi, dar asta nu ne garantează că vom și câștiga. Eu personal am mari rețineri în a crede corectitudinea judecătorilor pentru că am trecut prin experiențe neplăcute în trecut atunci când ne luptam pentru condițiile deosebite pe care, deși le aveam trecute în actele adiționale și în avizele de la ITM, judecătorii au dat dreptate angajaților. Bun, acum sunt multe dosare. Nu cred că se poate greși sau intenționat în mie de dosare. Când ajungi la un conflict cu statul, pentru că acum ești în conflict cu statul, dacă nu mai crezi în justiție, în ce crezi? În ce crezi? Adică eu nu înțeleg nici pe Manu. Spune, dom'le, este alternativă să mă duc în instanță. Alternativă la ce? Este ultima soluție. Dacă mă închid și în instanță și instanța spune soluția dată de casă este temeinică și legală, atunci o sindicat vin și spun am această situație, iată că legea 197 care modifica legea pensiilor nu ne este favorabilă acum, hai să vedem ce soluții găsim federațiile și confederațiile. Pentru că dialogul social la nivel național îl au confederațiile. Da, la nivel național, la o confederație. Să avem și reprezentare de la bază spre confederații naționale. La o federație, la nivelul sectorului de activitate, ministerul, și atunci acolo se pot deschide uși. Liderii federațiilor și liderii confederațiilor pot deschide uși. Sigur, cu alături de oameni. Acum, pentru întâlnirea de vine, am spus încă o dată și mă repet, cu riscul de a fi în jurat, n-am fost participant. Bun, nici dumneavoastră care erați om de presă, ați fost corect. Evacuat. Da. Sigur, această decizie a fost neinspirată. De ce a fost neinspirată? Pentru că a dat posibilitatea speculării că acolo este un fel de aranjament, un fel de discuție care nu vrea să transpire, că da, acolo se caută o soluție. Exact, a spus dumneavoastră, comunicarea. Se caută o soluție de pasare a problemei. Așa a ieșit și din comentariile mediul online, că se încearcă o pasare. Domnul deputat Miuță, în jocul politic, a spus mai merge o minciună pentru 30 de zile. Uh-huh. Da? Bun. Dacă ar fi fost presa, atunci s-ar fi transmis, sigur, și presa are partii primul ei. Corect, da? Corect. Poate unii ar fi transmis obiectiv, corect, dar unii ar fi maximizat o anumită poziție. Dar mesajul ar fi fost dat. Da. Adică mesajul la important. Cât aș fi fost eu, de exemplu, om de presă de parting, să nu știu, cu Ionescu, dau un nume că nu e corect, cu Ionescu, să-l maximizez pe Ionescu, nu puteam să o fac dacă știam că mai sunt și alți colegi și ei vor da un alt mesaj. Și aveam imagini în spate. Avem imagini în spate. Se vorbește foarte mult. O altă chestiune legată. Nu vă invita pe dumneavoastră, poate nu doi, dar unul din reprezentanță care avea și funcție în sindicat, dintre protestatari. Da. Manu Tomescu, de exemplu, e un protestatar care e vicepreședinte la Sindicatul Energia. De ce? Putea să fie sus. Poate, cred că ar fi fost mai inspirată ideea unde era și domnul Mitescu acolo. Hai, domnule, să-l luăm și pe să stea pe scaun. Să-l invite și pe vicepreședintele domnului Mitescu, Manu Tomescu, să-i spună, hai, domnule, vino și spune. Atunci lucrurile sigur căpătau. Acum, din partea celor care au stat acolo și au fost lăsați la ușa prefecturii, a apărut și sentimentul de revoltă, frustrare și a zis, lasă că trebuie să le facem. Adică, domnule, noi am stat aproape un an de zile în piață. Eu sunt fel convins cât au stat în fața prefecturii, au înjurat și au zis, hai să le facem, să găsim o soluție să le facem. Și da, au apărut, iată, acele comentarii. Mai e un subiect interesant care s-a vehiculat în aceste zile, în această perioadă. Legea 197, planul de restructurare. În sensul că, domne, nu aplicăm legea 197 pentru că avem planul de restructurare și trebuie să dăm afară, să se ducă oamenii în șomaj. Știți? Știți? Pe când dacă ai avea legea 197, ar ieși la pensie. E speculație. E speculație. De asta v-am întrebat, pentru că am văzut fel și fel de comentarii pe... E speculație. Haideți să
vorbim și despre planul de restructurare care în componentele sale are, este adevărat, restrângerea numărului de personal începând cu anul 2021 până în anul 2026. Are, da. Și discutăm despre un adevăr. În condițiile în care, din informația pe care le am, în 3 săptămâni va fi un aviz la Comisie pozitiv pentru aprobarea acestui plan și se estimează informațiile care le am din interiorul companiei fără a mai detalia, se estimează că la finalul lunii ianuarie vom avea un plan de restructurare aprobat. Cu SPV-urile acestea realizate, sunt ofertanți, nu, nici nu am toate informațiile cu numărul de ofertanți care sunt. Da, erau la un moment dat 17, 18, deci sunt ofertanți pentru aceste SPV-uri și atunci, sigur, se merge un alt pas de la o societate pe acțiuni Complexul Energetic Oltenia, intră în cum să spun, în acționariatul altor societăți, de fapt, atunci discutăm despre un grup de firme care, sigur, pariază în jurul complexului, gravitează în jurul CEO. Deci, în această situație, o disponibilizare în 2022 se face cu respectarea, pe de-o parte, a contractului colectiv de muncă și, pe de altă parte, cu un plan negociat la capitolul disponibilizare cu partenerii sociali. Se speculează că nu se aprobă sau nu se aplică legea pentru că se așteaptă disponibilizarea de personal. Sigur, în momentul când spui și când elaborezi aceste teze, induci îngrijorare. Asta e mare problemă. Induci îngrijorare. E un subiect care, la un moment dat, știți că... O îngrijorare care nu vine numai despre muncitori, vine și despre TESA. E un subiect care, să știți că nu a fost abordat așa de dragul de a fi abordat. Și e un subiect extrem de sensibil, cu un feedback, dacă e să îl analizez, destul de dezastruos din punct de vedere a relațiilor sociale în cadrul Complexului Energetic Oltenia. Ce dezastruos, e bombă. E dinamită. Eu vorbesc că e dezastruos. Deci, după această discuție, eu vreau să spun că nu cred într-un asemenea scenariu. Eu mai îndată cred că dacă va fi nevoie, și aici trebuie toată lumea, parteneriatul, administrația, sindicate, dar sindicate responsabile, să ne batem în cazul în care programul de restructurare prevede disponibilizări, să avem un cadru normativ care să reglementeze ieșirea onorabilă, chiar la pensie, a salariaților care sunt supuși procesului de restructurare și au anumite vechime, inclusiv personalul TESA. Deci eu, cu riscul de a fi înjurat, da, spun în felul următor... Dacă colegul meu care lucrează în producție iasă la 52 de ani, atunci poate și colegul meu care a stat pe băncile facultății 4 ani de zile, acum 35-40 de ani, care are o vechime de peste 30 de ani sau 35 de ani în Complexul Energetic Oltenia sau unității care și are 58 de ani, poate să iese și eu la pensie. Nu, senator, nu cred că asta e marea problemă. Nu, eu spun așa pentru că toate declarațiile de la începutul acestui an n-au avut, ale politicienilor, da? Și să le fie rușine la unii, n-au avut decâmenirea de a ne duce în direcția unei lupte de clase. Da, TESA cu muncitorii. Da, da, așa e. Producția cu inginerii. Muncitorul cu inginerii. Cam asta s-a întâmplat. Deci, și mă întreb eu, n-a fost un scop ascuns și un scop care a avut ca și rol de a menține starea de tensiune în rândul Complexului Energetic Oltenia, în rândul salariaților? Domnul Manu Tomescu, mai spune așa, domnule senator, astăzi ne mai lungim puțin cu emisiunea, că e interesantă, domnule senator, astăzi la un post de radio un jurist a spus că singurele legi care nu se pot aplica sunt cele care au fost atacate la CCR și au fost declarate neconstituționale. Cum putem să avem înțelegere și toleranță față de clasa politică care creează, votează și adoptă legi pe care ulterior Guvernul României prin Ministerul Muncii și Casa Națională de Pensii refuză să le aplice? Domnul senator, știți la ce mă gândeam? Mă gândeam așa la instituțiile statului. Uitați-vă, nu știu dacă dumneavoastră ați prins perioada de asemenea natură, adică instituțiile statului parcă nu mai au credibilitate, domnul senator.
Eu am prins o perioadă și ca lider sindical, atunci când intram în dialog, da? Când intram în dialog, fie cu Ministerul de Resort, fie cu Guvernul prin Confederație sau chiar Federația, intram într-un dialog și ieșeam cu un protocol care după aceea devenea aplicabil. Și știu că stăteați și o noapte întreagă. Și o zi și o... Știu. Uitați-vă ce înseamnă o instituție. Stăteam, eu vă spun o chestiune. Condescu, care el era pe jocul de la București. Da? Stătea 3-4 zile în București, legătură permanentă, poate din 6 în 6 ore, sau și noapte aveam legătură cu Gorjul și se negocia. Adică erau alte situații și totuși atunci când se încheia un document... Se încheia un document. Documentul era pus în practică. Că trebuia să vină după aceea o hotărâre de guvern. Că venea un ordin de ministru care reglementa, să spunem, din punct de vedere juridic pentru funcționarul public, ceea ce stabilisem prin protocol, care nu putea să aplice funcționarul public decât dacă avea un act normativ care să fie pus în aplicare, acest lucru se întâmpla. Da, e trist lucrul ăsta. Nu știu, așa ca o concluzie, poate că ar fi bună și varianta pe care a spus-o dumneavoastră, să așteptăm niște instanțe să pronunțe. Eu cred că sindicatele după această... Nu știu, eu stau și mă gândesc cum ar trebui dezamorsată, dar nu neapărat că o dezamorsez, cât de dezamorsat, ok, hai, că poate oamenii înțeleg și pleacă acasă, nu asta e problema, dar dezamorsată în sensul în care și ei se simtă, bă, n-am stat degeaba un an de zile, avem legea asta, hai să o aplicăm, de când o fi, din ianuarie, din februarie, bă, dar să se aplice. Li s-a dat speranță. Bă, asta e marea prostie. Și să nu crezi că sunt speranțe deșarte. Da, unii au dat speranțe pentru că au zis, domnule, eu trebuie să ies în evidență, să fiu apreciat. Da, să fiu politician lui X. Să am în perspectivă votul și pentru asta fac orice. Pentru asta ponegresc o categorie profesională, pentru asta nu contează, vin ca buldozer, spun, aveți dreptate chiar dacă n-aveți. E, nu se poate așa. Păi, sunt comentarii în care ne spun că, ia uitați-vă, la sud au murit 4 mineri în 5 luni, maxim la 53 de ani. Da, domnul senator calcă pe cadavre unii dintre politicieni. Este o situație, sigur, cu consecințele, este un adevăr. Da. Sunt colegi de-ai noștri care au avut boli incurabile și care și-au desfășurat activitatea 20-30 de ani în cadrul unităților miniere și termocentrale și care au decedat. Unii au decedat în câmpul muncii, unii au decedat la câțiva ani după ce au ieșit la pensie, este un adevăr. Bun, aici se impune o altă analiză. O analiză a condițiilor... Nici nu mai știi de unde să o iei. Aici se impune o altă analiză pentru că să vedem care este geografia. Nu, eu nu ascund că în momentul de față alături de câțiva colegi cu funcții de răspundere fac o analiză la nivel de complex, probabil va mai dura câteva săptămâni până vom avea un raport preliminar și probabil peste o lună când vom avea raportul final, dar din primele discuții am observat că există foarte multe preocupări, în special din partea doamnei dr. Bălan, vă dau un exemplu legat de îmbolnăvirile profesionale. Avem îmbolnăviri profesionale și recunoaștem acest lucru, dar pe o parte avem un paradox. Un coleg care se îmbolnăvește, vine cu documente că este că suferă de o boală profesională, când vei să-i schimbi locul de muncă, să-l dai la un loc de muncă cu activitate care să fie mai ușoară, să nu aibă contact cu condițiile pe care le-a avut înainte când s-a îmbolnăvit profesional, refuză. Avem și situații de acest gen. Da. Ne sună domnul Nicu Bunaica, nu o să pot să-l mai iau în direct pe dumnealui și nici nu am pus telefoane, mesaje, să-mi scrieți mesaje dacă cumva mai este ceva de scris. Nu știu cum se va rezolva această situație, dar eu sper să fie destul de înțelepți oamenii. Din punctul meu de vedere, e o situație dificilă pe care cu înțelepciune ar trebui să o treacă, nu cu răutate, nu cu, cum să spun, știu. Eu zic că și liderii care vor fi mâine la întâlnirea de la București, probabil vor fi mai multe întâlniri, da, să aibă capacitatea și, sigur, înțelepciunea de a
a se apleca asupra problemei și a venit cu o soluție. Cu o soluție, cu o soluție, adică cu o soluție. Corect. Înțeleg că și domnul Bunoaica este prezent la București, așa că și dânsul trebuie să aibă această aplecare și responsabilitate să găsească cu toții acolo o soluție. Bune, trebuie să meargă cât mai mult la București, domnule. Înțeleg. Chiar dacă unii stăteau pe margine acolo. Înțeleg că este o delegație largă, numeroasă. E foarte bine. Numeroasă. E foarte bine, chiar dacă vorbesc doi. Domnule, să aibă dreptul să vorbească doi, dar să fie și toate federațiile, toate federațiile care sunt constituite, care au sindicate constituite la nivelul complexului energetic Oltenia, vor fi reprezentate la București. La întâlnire. S-ar putea să avem, să își fi luat sau să fi solicitat și participarea unor reprezentanți ai confederațiilor. Nu știu acest lucru. E foarte bine. Mai avem câteva minute la dispoziție. Eu vă mai țin puțin pentru că aș vrea să mă duc și în zona politică cu dumneavoastră. În primăvară, ce spuneați că o să fiți în PNL? Că nu mai... Unde? Vorbește presa, domnul senator. Nu? deja PNL, PMP, egal love. La ora la care discutăm, nu avem, să zicem, un calendar al colaborării. Darul pe față. Al colaborării. Da. Deci al colaborării, nici de cum, al fuziunii cu PNL-ul. La ora la care discutăm. Da, prin spate. Sigur, vreau să vă spun că nu sunt eu cel îndituit, nu sunt nici cel mandatat. Noi, Gorjul, avem un reprezentant în biroul permanent național al PMP-ului, pe domnul Nicu Davițoiu, care este secretar executiv. Și nu scapă pe regiunea Oltenia este domnul Cupă, vicepreședinte. Nu, dânsii sunt cei care participă la decizia privind o eventuală discuție. Atenție, că Congresul hotărăște, nu hotărăște nici președinte partidului, nici biroul permanent o eventuală fusiune, o hotărăște Congresul partidului. La oricare de a discutăm, la care vorbim, vă confirm că nu mai există, deci nu mai există nicio discuție legată de o eventuală colaborare. Sunt suspendate și a fost o declarație a președintelui Dan Diaconescu, domnul Diaconescu. După aceea, vă confirm că au fost discuții. Deci au fost discuții legate de o eventuală fuziune, colaborare, dar care, dintr-un anumit considerent, s-au blocat. S-au oprit. Nu știu, dacă se va decide primăvara. Dacă se va decide la nivel central și delegații de la Congres vor fi, cum să vă spun eu, convinși că fuziunea cu Partidul Național Liberal este una benefică pentru partid, este benefică pentru mișcarea populară, pentru mișcarea populară europeană, Partidul Popular European este benefică pentru forțele de dreapta din România, probabil vom asista la, să spunem, la restructurări pe scena politică națională. Oricum, forțele de dreapta au avut capacitatea asta de a se mobiliza în momente... Să nu facă cum a făcut-o în anul 2000. Când forțele de dreapta au pus trei candidați la președinție ca să avem o finală, Ion Iliescu, Vadim Tudor, și după aceea tot forțele de dreapta să le spună electoratului haideți să alegem pe cel mai puțin rău ca să ajungă Ion Iliescu. Cât dați guvernului actual? Coaliției? Depinde. Depinde dacă PSD-ul s-a pregătit să guverneze. Sau PSD-ul se pregătește pentru anticipate, în sensul să-și pună oamenii în structurile. Deci avem două variante. Da. Pentru că Klaus Iohannis a ieșit din colț. Klaus Iohannis era în colț. Președintele, șeful statului pe care a recunoscut că statul a eșuat. Și era în colț și se punea tot mai presant ideea suspendării. Și USR-ul dorea și AUR-ul. Doi și dacă PSD-ul zicea mergem și noi pe vot pentru suspendare, în condiție unui referendum, nu știu dacă Klaus Iohannis mai avea 10% din cei care votau pentru dumneavoastră. Da, dar ne-a aruncat în ring Klaus Iohannis doi luptători. Nu, el a ieșit din ring. A ieșit din colț și acum a lăsat pe alții în colț. A lăsat PSD-ul și a realizat jocul cu domnul Ciucă premier. Vom vedea ce se întâmplă în această primăvară. Să trecem deci e importantă iarnă. Primăvara? Importantă. Pot fi modificări în interiorul PNL? Să trece iarna. Da. Să trece iarna. Vom avea anul acesta un buget aprobat probabil foarte rapid. Atenție. Niciodată n-am mai avut un buget care aprobat. De ce va fi aprobat extrem de rapid? Pentru a nu da posibilitatea discuțiilor în interiorul coaliției. Pur și simplu bugetul acesta în spatele ușilor închise, mai mari celor două partide și cu Klaus Iohannis sau
celor trei partide, pentru că trebuie să țină cont și de UDMR, aici e jocul PSD-ului, aliatul PSD-ului în guvern este UDMR, nu PNL, cu PNL da. Se bate în interiorul guvernului. Cei trei președinți cu Claus Iohannis se vor, cu șeful statului se vor întâlni și vor da verde la buget. Nu va fi nevoie nici de dezbatere publică, ce spune bugetul dă drumul. Ba, s-a terminat povestea. Trece prin Parlament în trei zile, două zile pe comisii și o zi pe plen. Bugetul asigurărilor sociale trece în câteva ore și vom avea buget până la finalul anului. Și după aceea, în primăvară, vor veni, PSD-ul va veni din nou cu măsuri sociale. Primăvară ia să ghiociui. Vor veni, PSD-ul va veni din nou cu măsuri sociale, deja vine cu măsurile, ați văzut, a 12-a, adică a 13-a pensie și acum au remodelat. Vor forța cumva nota în speranța în care vor putea ieși de la guvernare și în să pregătească? În condițiile în care vor avea toți comandanți la nivel de județe puși pe poziții, așezați pe poziții, și aici nu mă refer la perfecție, funcția perfectă, că e schimbătoare, schimbă premierul când vrea. Corect. La nivelul de concentratelor, la nivelul agențiilor, la nivelul... Când toate lucrurile vor fi bine puse la punct, PSD-ul poate să spună nu mai putem guverna, nu putem guverna, suntem două partide care avem doctrine diferite. Am încercat să facem compromisuri de dragul României, pentru România. Am trecut de perioada grea. Dar nu putem face compromisuri împotriva românilor. Așa vă spun. Noi nu putem, am făcut destul de compromisuri până acum, dar împotriva românilor nu mai putem. Este scenariul 1. Da. Și scenariul 2, acest guvern va rezista până la alegerile din și ce vor face în 2024? În 2024 PSD-ul, dacă respectă protocolul, va avea premierul și va avea, atenție, Ministerul de Interne. E foarte periculoasă această propunere. Va avea Ministerul de Interne. De 7 ani. Nu, va avea Ministerul de Interne. Da. Și atunci, în 2024, probabil vom avea un președinte de stânga, un guvern de stânga și gata, s-a terminat. Am înțeles. Suntem la final. Îmi doresc să se liniștească treburile pe aici, să vă invit așa, nu știu, poate până în Revelion, dar să vorbim liniștiți despre politică, să vă provoc la câteva scenarii. Numai despre politică. Numai despre politică, da. Pentru că mai sunt câteva forțe care apar și sigur, pe care... N-am vorbit despre AUR, n-am vorbit despre partidul... AUR a fost un partid care în 2020 a mers sub radar. Nu l-a sesizat nimeni până în ultima și săptămână. Dată, până în ultima săptămână. Sigur, cu oamenii cu mult creier și cu cojoacele atârnând puternic pe umeri. După aceea, acum apare un partid naționalist care își dorește să preia aripa naționalistă din PSD, partidul domnului Dragnea. Da. Este un partid care devine istorie pro România. Îi punem cruce și sigur, important este ce se întâmplă cu PMP-ul în 2022 când discutăm, fuzionează sau nu fuzionează cu PNL-ul. Un partid important PMP-ul la un moment dat. Acum, eu mai fac și o glumă. Știți, dacă merge guvernarea prost, e greu să fuzionez, pentru că vom fi partidele care vom avea cam același procent și atunci e foarte greu să fuzionez. Da. Mulțumesc tare mult. Vă fac o invitație de pe acum, până în Revelion. Trebuie să facem o emisiune politică, așa, nu știu, o emisiune de analiză. Să luăm împreună fiecare... Haideți, după 22 decembrie avem și 31 de ani de la evenimente, după sărbătorile evenimentului din Mulțumesc decembrie. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc și eu pentru invitație. Cam atât, doamnelor și domnilor, pentru această seară. Domnul Ion Rușeț, invitat în calitate de consilier al directoratului CE Oltenia în această seară, ne-am permis să intrăm puțin și în zona politică. Rămâneți cu Gorj TV, urmează știrile, noi ne vedem mâine la ora 19. Toate bune, seară frumoasă!